Oh, obstacole sunt multe. De fiecare dată le găsim. Fără ele nu există succes, fără ele nu există bucuria succesului. Dar ideea este dacă o să te focusezi pe acel obstacol, pe acele dificultăți prin care treci și o să-ți hrănești nemulțumirile sau o să tragi linia și o să spui care este lecția de aici. Ce pot să învăț din chestia asta? Și să iei acea bucățică albă dacă toți, toți ne jucăm cu acel desen care se numește Yin și Yang, dar ideea este să-l aplici în viața și să vezi partea frumoasă a ceea ce se întâmplă, pentru că întotdeauna există o parte frumoasă. Se învață prin momentele dificile în viață și prin momentele provocatoare în viață, fie că ele sunt profesionale sau personale. De când eram mic aveam o singură întrebare pentru toți, când mi se spunea să fac ceva cum. Când mama îmi spunea să învăț mai mult, eu întrebam cum. Și din păcate mama n-a să mă învețe, nici școala n-a să mă învețe cum se învață. Și atunci când șeful meu în vânzări a zis să nu vii cu problemele de acasă, lasă-le acolo, eu am întrebat cum. Scot o bucată din creier și o las acasă. Familia îmi spune lasă problemele de la servici la servici. Da? și alții o să-mi spună lasă toate astea și mă împrăști în toate direcțiile. Și de fapt ceea ce am învățat că suntem un întreg și acel hard care îl ai profesional câteodată este hardul din nemulțumirile tale personale, nu neapărat profesionale. Și uneori nemulțumirile profesionale îți vor afecta viața ta profesională. Și de este când te uiți în oglindă să vezi întregul. Să nu, vezi, să nu vezi doar fața care trebuie machiată sau pieptănată sau bărbierită, ci să vezi cea mai minunată persoană de acolo care are un nume și un prenume. Și să-i vorbești și să-i mulțumești că e acolo alături de tine. Pentru că aveți o călătorie de făcut împreună. Și crede-mă, oricât de mult ai judeca-o, că știu că o faci uneori, am fost expert în autocritică, să știi că merită și cuvinte de bine. Merită un pic de laudă, merită un pic de felicitări, mai ales în momentele alea dificile. Să spui bravo, ești în picioare. Ăsta este modul în care depășesc de multe ori obstacole. Sunt încă aici. Înseamnă că nu i-am încheiat ocotelile, înseamnă că am ceva de spus, am ceva de făcut. Și dacă este așa, atunci felicitări, Raico. Dă înainte. Ține cont și ține minte în momentul în care vezi persoana din oglindă că este campioana. Dar nu campioana din, prin normele sociale și ale societății, ci campioana în viață.